La doar 2 ore din momentul în care a pus piciorul în afara penitenciarului din Botoșani, acolo unde a petrecut ultimul an și 3 luni, fostul primar și președinte de onoare al Politehnicii Iași a ajuns acasă. Întâmpinat de către jurnaliști, Gheorghe Nichita a vorbit inevitabil nu doar despre libertate, ci și despre Politehnica Iași, echipa a cărei evoluție a urmărit-o mereu, indiferent unde a fost. Declarațiile despre ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani la Poli au fost însă unele extrem de triste. Filmul ăsta l-am mai văzut. Cu mâhnire vă spun că am stat într-o celulă care dădea cu fereastra spre stadion, spre nocturnă. Și la un moment dat, cei care lucrau acolo în penitenciar mă întrebau tot timpul de ce se întâmplă. Nici măcar nu era nevoie să citesc foarte mult sau să ascult foarte mult. Le-am spus de la bun început și acolo sunt mulți din cei care lucrează acolo, fost jucători, chiar la Politehnica Iași, unii dintre ei, și îi cunoașteți foarte bine. Le-am spus că nicio șansă nu este, pentru că știam mentalitatea și spiritul care este în clipa de față acolo. Este unul din nou combat și, din păcate, va fi enorm de greu să revină. Și perspectivele sunt și ele unele întunecate. N-am crezut că voi trăi să-l văd din nou atât de jos și, din păcate, mă doare sufletul pentru că eu nu văd astăzi perspectiva. Dorind să evidențieze lipsa de viziune și profesionalism a celor care au condus destinele clubului direct către eșalonul secund, Gheorghe Nichita a făcut o comparație dureroasă, dar adevărată, cea între Iași și Botoșani. Stăteam la Botoșani, la penitenciar în celulă și cu cei din Botoșani. Mă dau seama, mă uitam la meciurile lor și mă uitam la bucuria lor. Pentru că cunosc foarte bine și echipa de acolo și acționarii de acolo. Vă dați seama, cunosc cam tot. Am văzut ce se întâmplă și mă doare sufletul pentru Iași, dar vreau să răspund altfel la început când mi-a spus întrebarea. Pare că ceea ce se întâmplă la Politehnica se întâmplă peste tot. Concluzia este una singură. Asta e doar o simplă constatare a unui om care a fost rupt timp de 3 luni de zile de tot ceea ce înseamnă exterior. Și dacă de acolo vin eu să vede așa, vă dați seama că cred că e mai trist și mai cenușiu și mai sumbru în viața de zi cu zi. Politehnica Iași, retrogradată lamentabil de pe ultimul loc în sezonul anterior cu largul concurs al unei conduceri executive haotice, se află în prezent pe locul 10 al clasamentului ligii secunde, la o distanță de 8 puncte de locul 6 și la doar 3 puncte de primul loc retrogradabil la final de an competițional.